spuneți-ne câți pacienți ați primit. Am primit 10 pacienți, provenind din aceeași tabără de copii, cu simptome asemănătoare. Ce simptome aveau? Vărsături, tulburări de tranzit intestinal, dureri abdominale, stare generală proastă. V-au spus ce au mâncat? S-au consumat la pensiune? Alimente obișnuite. Mezeluri, unt, cașcaval, cartofi prăjiți, cașcaval pane. Ați identificat de la ce ar fi putut să fie? Nu, nu putem în momentul ăsta să stabilim de la ce anume a fost. Este treaba și competența DSP-ului să releveze probe. Ce au? Să o toxinfecție alimentară sau ce da, au? Da, în momentul ăsta e suspiciunea de toxinfecție alimentară. Și cum se simt? Care este starea? În momentul ăsta sunt stabili toți, în stare bună, au făcut investigații, sunt în tratament, urmează să se deplaseze la boli infecțioase pentru continuarea procedurilor.